Luna martie a debutat cu temperaturi de până la 18 grade, ca în a doua săptămână să avem o scădere bruscă de temperaturi, vânt și ploi. Și cum era de așteptat, au apărut și virozele de sezon. Numai în aceste săptămâni, peste 900 de olteni au prezentat infecții respiratorii, iar 57 dintre ei au ajuns la spital. Și numărul celor cu pneumonie a fost destul de ridicat, peste 530 de persoane, iar 160 au avut nevoie de spitalizare. Frecvența bolnavilor prin infecții respiratorii a înregistrat o tendință de scădere cu peste 10% față de media ultimelor 3 săptămâni. În prima săptămână a lunii martie, anului 2017, nu s-au înregistrat cazuri de gripă. Cei mai afectați de virozele de sezon sunt copiii. Părinții trebuie să cunoască primele semne de boală, iar cel mai important este să scadă temperatura micuțului. Apoi, respectând indicațiile medicului, se vor trata tusea și durerea în gât, consumul de lichide și vitamina C, de preferat din fructe și legume. Manifestările principale la copii sunt febra, rinorea, tuse, cefalee, vărsături, uneori și scaune modificate. O greșeală pe care o fac foarte des părinții este că apelează fără indicațiile unui specialist la antibiotic și de cele mai multe ori se adresează întâi la serviciul de urgență din spital, astfel îngreunând munca personalului de aici. Evoluția copilului ne îndrumă către cabinet, către medic de familie în primul rând, apoi mai departe urgență la spital. Bineînțeles că nu vreau ca să înceapă familia cu antibiotic, lucru care se întâmplă de cele mai multe ori, antibiotic pe care și-l procură singuri, direct din farmacii. Potrivit statisticilor Direcției de Sănătate Publică, oltenii au scăpat de gripă. Anul acesta am avut 78 de cazuri confirmate în urma analizelor de laborator, dintre care 3 pacienți au decedat.